Aceasta este peniga noastră cu secară. Peniga noastră cu secară. Uitați. Așa arată, este o bunătate. Să încercați și voi să faceți... Bună ziua! Astăzi o să facem pâine cu făină de secară, cu făină albă. Și aici avem ingredientele. În vasul meu am pus deja 500 de apă călduță. Vom avea nevoie de 250 de grame de făină de secară, 500 de grame de făină albă, 10 grame de drojdie, o linguriță cu vârf de sare, circa 7 grame, și aici am și 40 de ulei de floarea soarelui. Și acum, drojdia nu trebuie dizolvată în apă, este drojdie uscată, se pune direct peste făină. Și acum, peste apă, vom pune făina noastră, o punem așa pe toată. Făina albă, punem și făina de secară. Vom adăuga și drojdia. Așa, vom amesteca așa puțin. Și aici, într-o parte, vom pune și sarea. Și acum vom amesteca bine toate ingredientele. Să le unim cu apa. Așa, am unit toate ingredientele și acum vom frământa și cu mânuța. Și vom adăuga puțin ulei. Ia uitați. Acesta este aluatul nostru. Îl frământăm așa puțin cu mâna și vom adăuga și puțin ulei. Aici avem uleiul și vom pune așa puțin și vom frământa aluatul. Să strângem aluatul nostru de pâinică. Așa, dacă vedeți că este foarte moale, mai adăugați puțină făină. Acum depinde și cât de uscată este făina noastră. Așa. Mai pun încă puțin ulei. Și frământăm. Batem așa și îl împăturim. Să vedeți ce pâinică bună ne iese. Aceasta este tava. Vedeți? Și le vom coace aici. Baghetele noastre. Pus pentru crescut, îl vom acoperi cu folie și îl lăsăm să-și dubleze volumul.
și după aceea dăm formă la baghetele noastre. Aici avem aluatul nostru, vedeți că și-a dublat volumul. Am să-l împăturesc și vedeți, am să-l împăturesc așa și am să-l tai în 3. Să mă ajut și cu puțină făină și o să facem 3 baghete. Aceasta este una, mai împărțim încă o dată. Să vedem. Dacă e nevoie de făină, ne ajutăm. Dacă nu, nu. Și acum, fiecare bucățică de aluat, o luăm și o împăturim. Așa. Și tragem. Vedeți? Și o împăturim așa bine. Și o dăm deoparte. Și acum o luăm pe a doua și tragem și împăturim așa aluatul și strângem, vedeți? Așa. Și facem biluța noastră și dăm deoparte, vedeți? Acum o să luăm pe a doua, pe a treia și luăm și tragem și împăturim, ia uitați. Așa. Ia, vedeți? Și acum o să luăm prima, pe care am făcut-o pe prima. O luăm de aici, o întoarcem, o întindem așa și tot am să pun puțină făină. Așa, să nu se lipească. Punem așa puțină făină. Și acum dăm formă la baghetele noastre. Și le facem așa, vedeți? Tragem aici. Așa. Și apăsăm așa. Și aceasta este prima noastră baghetă. Uitați-o. O așezăm așa aici. Și continuăm cu a doua. Întindem aluatul puțin și începem să-l împăturim așa și apăsăm, deci tragem și împăturim și apăsăm așa și o avem și pe a doua, vedeți? Așa și o așezăm așa aici. Presurăm așa puțină făină și o întindem și pe a treia. O întindem și acum o împăturim. Tragem, ia uitați, tragem așa și apăsăm. Vedeți beșicuțele cum începe să crească? Așa. Mai le lungim așa puțin, să ne încapă aici în forma noastră, să fie cam așa de lungi. Ia să vedem. Deci aproape, încă puțin. Așa. Pune aici, în formă. Așa, o luăm pe prima și o așezăm așa aici. Ia uitați. O luăm pe a doua și o așezăm așa aici. Și o luăm și pe a treia și o așezăm aici. Și acum, ce facem? O să acoperim cu un prosop și vom da deoparte să-și dubleze volumul, să crească. Păinica noastră, baghete, cu secară, așa, și cu un cuțitaș, o să tăiem. Ia uitați ce frumos arată, vedeți? Vom cresta, așa, din loc în loc.
crestăm. Ia uitați, cu inica nu o să dăm la cuptor. Ia uitați cum arată în această formă. Vedeți cum au ieșit? Ia uitați-le. Să vi le arăt așa. Pe toate părțile. Și sunt moi. Ia uitați ce moale este. Aceasta este pinica noastră cu secară. Ia uitați. Așa arată. Este o bunătate. Să încercați și voi să faceți. Mulțumesc mult, sănătate. La revedere. Și ne vedem și mâine dimineață.